ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Alisa, Patrin, bine ați venit! Venină, prânză! Ceapa lisește! Avem și ceapa, uitați! La mic! Deci la domnul! Nu, mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc! Ei aveau un achiu! Da, un achiu, mulțumesc! Nu știu cât ai în program. Gustăm și noi sau... Mulțumim! Vedem ce produsii găsim. Toate bunele? Aici s-au făcut sau trebuie? Mulțumim mult! Mulțumim mult! S-au făcut sectorul. Da? Da, deci prânăciorii fac și chiar așa au atunci. Ce mai mai zic? Să dublești? Vânzare bună vă doresc. Vedere plăcută. Bine ați venit. Da, foarte bine. Bună ziua. Ce faci venit? E gust. Bun. Este sezonul acum la Pasam. Da. De unde sunteți? Pista. Bruna. Bine ai venit la Roma. Prânz avem aici. De capră, de foaie. Iată. La putină de oaie așa. Da, de unde ați venit? De la Prahova. Da. Ciocolata? Așa se face. Asta ne ucide nou cu merișoare. Am inaugurat astăzi târgul intitulat Magia Toamnei, un târg organizat de Club Sportiv Municipal Roman. M-am bucurat să văd că avem prezenți aici la Roman meșteșugari, produse artizanale, produse tradiționale de sezon, producători, ceea ce mă bucură cel mai mult. Și sper eu ca romașcanii în următoarele 3 zile să se bucure pe deplin de acest târg, să își completeze în această perioadă a anului cu cele necesare pentru iarnă, dar în același timp, sigur, și produsele tradiționale de sezon să fie gustate în această perioadă. Ne bucurăm de această prezență la Roman a acestor persoane, îi asigurăm că în continuare vor avea toate condițiile necesare pentru un act comercial de calitate, dar și romașcanii să aibă posibilitatea să-și aleagă din produsele care sunt prezente în acest târg. Ce urmează ca eveniment în piața Roman? Văd până la sfârșitul anului? Mai e planificat un eveniment? Odată cu finalizarea acestui târg vom începe programarea activităților legate de Crăciun și nu numai, chiar începând cu data de 1 decembrie, odată cu manifestările prilejuite de Ziua Națională a României, să punem în funcțiune, pe de o parte,
târgul de Crăciun, dar și patinoarul și toată această zonă cu internet gratuit, astfel încât romașcanii să se poată bucura pe tot parcursul iernii de ceea ce municipalitatea le oferă. Va fi ceva ca în marile orașe occidentale, un târg permanent, o lună de zile, două... Da, ne dorim să ne ridicăm cât mai aproape de nivelul marilor orașe. Trebuie să ținem totuși cont și să respectăm și proporțiile, însă eu îmi doresc să avem parte de un târg cât mai civilizat, un comerț cât mai civilizat. Vom avea 20 de căsuțe în care să se desfășoare aceste activități comerciale. Vom avea și căsuța lui Moș Crăciun lângă patinoar, astfel încât toate activitățile de sezon să fie acoperite.